Bună, draga mea, bună, dragul meu, bine ai venit, bine ai revenit pe canalul meu. Eu sunt Tonia și te invit la o nouă etalare generală. Așa cum toți știți, sau majoritatea dintre voi știți, că o etalare generală nu poate rezona cu toată lumea, așa că vă invit din această etalare să luați numai cu ceea ce rezonați. Bine? Ok. Așa că, pentru început, am să extrag niște energii, să văd în ce energii vă aflați, pentru că nu m-am mai conectat de câteva zile cu voi și aș vrea să văd cum stați cu energiile. Apoi o să folosim tarotul să vedem ce mai spune persoana dragă ție sufletului sau persoana din mintea ta. Așa că, drăguții mei, haideți să începem. Care sunt energiile care vin către tine, tu din cel din spatele telefonului meu? Mi-am luat un alt microfon, sper că mă auziți acum mai bine, pentru că în ultimul timp am mai auzit persoane care spuneau că nu mă aud, așa că sper că acest video să fie pe placul vostru. Să vedem energiile care vin către tine, draga mea, dragul meu, ascultător. Și văd că sunteți foarte nerăbdători să auziți etalarea mea. La baza pachetului regăsim 5 de primăvară. Această carte ne vorbește despre un viitor luminos manifestat prin muncă asiduă și creativitate. Parteneriat cu alții care vă împărtășesc veselie, se fac progrese mari. Draga mea, dragul meu, tu cel din spatele telefonului meu, cartea îmi vorbește despre foarte muncă, multă muncă asiduă care ai depus în ultimul timp față de tine, față de conexiunea voastră, iar acum este timpul să te bucuri de progresele tale. Și haideți să mergem la prima carte, să vedem ce ne transmite prima carte pentru tine. 10 de iarnă. Cred că din iarnă îmi spune această carte că tu lucrezi la această conexiune sau din vremea când s-a răcit, tu ai tot încercat să progresezi spre lumină. Cartea îmi indică că ai ieșit dintr-o relație rece care nu ți era benefic. Rezolvarea dificultăților, o greutate s-a ridicat de pe umeri. Începi să iei progres, sfârșitul unei dependențe sau al codependenței. Draga mea, cartea mi indică că în relația în care ai fost sau în situația în care ai fost, cu cine ești tu conectat în minte, în sufletul tău, ne vorbește că a luat sfârșit acea dependență sau codependență față de acea persoană. Deja ești la lumină, deja ai făcut progrese foarte mari în această conexiune. Energiile ne vorbesc despre lucruri mărețe. Bun. 10 de vară. O viață deseori greșită cu parteneri sau familia, creșterea, gândirii și a înțelepciunii, adică ai avut probabil un parteneriat greșit sau o relație greșită, însă și în această carte ne vorbește despre lucruri care cresc. Ai o înțelepciune mult mai bine, ai dobândit o înțelepciune foarte mare.
A treia carte ne vorbește despre 5 de toamne. Pasionat, dar rece. Draga mea, dragul meu, așteaptă-te ca în această toamnă să revină cineva la tine într-o formă crescută. Această persoană încearcă să se schimbe. Adresați-vă altora pentru asistență, ca să nu repetați greșeala cu această conexiune, cu această persoană din sufletul tău. Adresează-te unor persoane care cunosc, care știe să vă îndrume în astfel de conexiuni. Momentul slab pentru o schimbare, te simți provocat de această problemă. Mă tem că aici unii dintre voi veți avea revenirea persoanei din sufletul vostru, însă conexiunea cere ajutor, adică adresează-te unei persoane care cunoaște asistență, adică probabil că unei persoane care a trecut prin așa ceva sau cunoaște bine tarotul și te poate ghida. De ce nu o etalare privată sau ceva care să te îndrume în această conexiune, să nu-ți repeți greșeala. Următoarea carte ne vorbește despre prințul verii. Probabil că este născut vara sau v-ați cunoscut vara, în orice caz luna de vară vă vorbește ceva în această conexiune. Atât de romantic și captivant, dramatic și fermecător este această persoană. Îndrăgostire bruscă, fiind măturată în afara senzației tale, nevoia de a rămâne pe pământ, draga mea, să nu-ți ia din nou inima și acele sentimente cu el în timpul unei experiențe foarte emoționale. Aici ne vorbește despre o conexiune foarte, foarte emoțională. Încearcă să stăpânești emoțiile față de această persoană. Fii foarte precaută să nu-ți repeți greșeala. Poate fi la unii din voi o karmă, poate fi ceva care se poate repeta dacă nu încerci să îți iei niște precauții. Regele de toamnă. Aici este vorba despre o persoană la cel care te gândești tu, o persoană masculină care este sigur pe el când își dorește ceva, obține. Iar pe tine te-a văzut în viața sa ca fiind un prieten loial. Însă despre această persoană ne poate vorbi despre compasiune, împlinit, creativ și înzestrat. Are o personalitate care poate dobândi oricând ceea ce vrea și când își pune ambiția. Fie asetic când vine vorba de ceea ce știi că ești corect. Totul merge în felul tău, o persoană sau o companie bună pentru care să lucrezi. În această toamnă e posibil ca să avansezi la locul de muncă sau această persoană va fi mult mai ambițioasă către tine. Acum depinde de ce schimbări te aștepți. Și haideți să vedem și ce spune tarotul. Să vedem ce ne spune și tarotul. O să urc astea mai sus energiile. Am să extrag 5 cărți
Însă tu să te gândești la o situație anume. Să vedem ce spune persoana din mintea ta. Cine este persoana din mintea ta? Un paș de monede. Bun, de pentacole. Hau, 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 hau. Bun. La baza pachetului observăm că foarte mulți dintre voi sunteți în conexiunea unei trio, a unei distracții ale sale sau v-ați despărțit în urma unui trio sau că există o a treia persoană. În orice caz este vorba despre o a treia persoană care i-a influențat sufletul acestui om. Însă între voi doi există o dragoste care vine dintr-o altă viață, dorințe neîmplinite, dezamăgiri și blocaje sufletești. Dragii mei, acum în acest moment persoana din sufletul tău este în energia pașului. Este decis să facă pași către tine, dar are o mare dualitate. Oscilează între două persoane, oscilează între două energii, între două situații. Însă nu va mai dura foarte mult timp și va lua acea energie de a lupta pentru a te recuceri, de a câștiga în această relație. Este foarte furios că nu-i mai dai atenția din trecutul tău, adică ceea ce ai oferit către această persoană în trecut, nu îi mai oferi. Nu știu ce-i faci acestei persoane, poate că îl provoci, ori cu cineva pe care ai cunoscut, cu o situație care lui nu o să-i convină. Este provocat, dar această persoană este provocat și pe parte de gelozie, este furios pe tine, iar tu ești foarte dezamăgită în această conexiune cu el. Este ca și cum pui punct acestei situații de a mai merge către el și poate că alegi ceva sau îl provoci cu vreo poză pe online pentru că el este foarte furios pe tine. Haideți să vedem de ce se mișcă acest paj atât de greu. Este o persoană care și-a decizii foarte grele. Împărăteasa. Să știți că această persoană nu este o persoană care s-ar fi întors la oricine în trecutul său. Adică e o persoană care nu s-ar fi întors niciodată la dumneavoastră, dar sunteți o persoană deosebită în viața sa. Sunteți o persoană care aveți o energie crescută. Semănați cu tiparul mamei sale sau aveți ceva comun cu mama sa. Această persoană, într-un final, decide să vină către voi pentru a-și arăta sentimentele față de voi. Deci această persoană din trecut revine la voi. Este o energie a regelui de bâte și veșnic și-a căutat pasiunea să simtă cât mai mult feminitatea. Această persoană a fost în viața sa o persoană care femeile veneau la el, femeile îl căutau. Iar acum este ca și cum trebuie să-și calce ceva în picioare, un orgoliu, o personalitate de a sa, de a veni către voi. A fost omul care a fost căutat de femei. Trebuie să vină către voi din cauza unei situații grele. Aveți o conexiune aici foarte grea. Este ca și cum ceva din trecut nu-i dă pace. Această conexiune trebuie neapărat rezolvată.
A ignorat foarte mult mental venirea sa. Este o persoană care a considerat că relația între voi doi este oportună, adică o oportunitate. N-a luat nimic în serios despre această relație. El a avut ceva de rezolvat pentru el mult mai important decât relația cu voi. Însă acum, în acest moment, își dă seama că a pierdut ceva, că trebuie să închidă acel lucru și nu reușește să crească spiritual, adică această persoană cumva ceea ce a trebuit să facă mai de mult a tot amânat. A tot lăsat lucrurile că nu m-ar interesa, că nu vreau să dau atenție. A tot amânat, însă aici este vorba despre o conexiune a doi de cupe, o conexiune aparte a iubiților, a îndrăgostiților, a unei dragoste unicate. Este foarte dezamăgit de ceea ce a făcut. Marea preoteasă pică întors, asta înseamnă că el a ascuns multe lucruri, iar aceste lucruri ar trebui dezvăluite și ce a ascuns, a ascuns oportunitățile sale. Adică această persoană din mintea ta a avut foarte multe oportunități, adică mai multe femei la care putea să opteze. Însă vine momentul de a te realege din aceste oportunități, adică ești cumva pus în cui pentru el. Își va dori foarte mult comunicarea cu tine, un adevăr să-ți spună, că într-adevăr el în viață a fost foarte dual, dar această dualitate i-a adus o suferință puternică, că a trecut prin multe obstacole, că și-a luat karma. Revenirea sa este ca și cum, ca să fie convins că ai simțit și tu durerea pe care a simțit-o el, vine ca și cum să te întrebe dacă ție ți-a fost dor de el, ca el să fie convins că nu degeaba a simțit acest dor față de tine. Să-i confirmi, să-i validezi suferința sa. Ție ți-a fost bine? Ți-a fost dor de mine? Cum îți este? Ca tu să te audă că și tu ai trecut prin această durere și că nu poate depăși această durere din această conexiune. Această persoană nu poate risca să te piardă. Ceva nu-i dă pace, ceva nu-l lasă să meargă mai departe. Dragii mei, aceasta mi-a fost etalarea. Vă mulțumesc din suflet. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te. Dacă nu vrei să te abonezi, înseamnă că ai un motiv al tău, pentru că abonarea este gratuită, te avantajează pe tine cât și pe mine pentru munca de pe YouTube. Pe tine pentru faptul că te va notifica ori de câte ori fac eu o postare online, iar pe mine mă ajută că ești abonatul canalului meu. Îți mulțumesc din suflet și îți urez o duminică de seară, o seară de duminică spectaculoasă. Te iubesc!